Chiar dacă încă este vacanță, reprezentanții Complexului Muzeal Curtea Domnească deja și-au stabilit prioritățile pentru următoarea perioadă. Astfel și-au propus cât mai multe parteneriate cu unitățile de învățământ dâmbovițene pe care doresc să le implice în proiectul Educație pentru Patrimoniu. În fapt, este vorba de întâlniri cu copiii pe diferite teme. O să încercăm să le explicăm celor mici ce înseamnă patrimoniul, ce înseamnă o clădire monument, cum devine aceasta monument și ce putem face pentru a proteja acest patrimoniu deosebit pe care îl avem în grijă. Mai mult, cei care vor fi parteneri în acest proiect vor deveni și ambasadori ai patrimoniului dâmbovițean. Li se va da în grijă un monument, o clădire care adăpostește un muzeu, o biserică sau chiar un parc. Să se îngrijească de patrimoniul, de clădirea respectivă, în sensul de a face vizite regulate acolo, de a se îngriji de curățenie, eu știu dacă e vorba de o biserică, de a participa și la slujbe, de ce nu. Acești mici parteneri ai noștri pe care îi vom numi ambasadorii muzeului vor avea posibilitatea de a face la rândul lor o serie de activități cu colegii în școală, eu știu, cu alte clase, pentru a le explica ceea ce se întâmplă în muzeu, ce facem în acest proiect și vor avea posibilitatea, fiind partenerii noștri, ambasadorii noștri, să-i și aducă pe aceștia, să-i motiveze să vină să vadă activitățile pe care le desfășurăm și în sensul și în felul ăsta ei să poată intra în acest proiect. Modelul a fost preluat de la francezi, care își educă copiii încă de la grădiniță, îi familiarizează cu termenul de patrimoniu și le insuflă dragostea pentru istorie.